Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi am vrut să fac o replică la spusele lui Bolea de la tribuna Parlamentului, dar mi-am schimbat părerea. Astăzi am să vă vorbesc despre o persoană din Republica Moldova care s-a stabilit cu traiul în București. Despre conversația mea pe care am avut-o cu ea pe o pagină de Facebook. Și am să citesc această conversație și o să vedeți ce personalitate e. O cunosc foarte bine pe doamna Axenia Gogu. E un foarte mare patriot și e o doamnă foarte inteligentă, ba chiar mai mult. E o doamnă foarte iubitoare de opera lui Ion Druță. Și publicând iarăși o conversație despre Druță, patrioții, în ghilimele, așa zisii patrioți ai neamului, au ieșit foarte repede cu replici că Druță vorbea de limba moldovenească, că de ce el nu a vorbit de limba română și multe, multe altele. La ce eu am scris un comentariu și l-am publicat, iar această doamnă care ea trăiește astăzi în București, fiind din Republica Moldova, și la orice conversație a ei, la orice replică pe care ea mi-a scris-o, eu am să o comentez. Și în primul rând am să citesc ceea ce am scris eu. Ce îndrugați în comentariile voastre? Dacă o să răsfăiți operele scriitorilor din perioada sovietică, o să vedeți că fiecare a greșit. Așa a fost politica care era dictată de către Moscova. Însă Druță a scris în perioada sovietică că mașinile încărcate cu grâu, fiți atenți, plecau de pe meleagurile natale spre Răsărit, adică spre Federația Rusă. Esenin, Labiș, Preda, ei în perioada sovietică au plătit cu propria lor viață, fiind uciși de KGB-iști. Unii au fost băgați în casa de nebun, fiți atenți că eu am scris, unii au fost băgați în casă de nebun, iar alții s-au sinucis din cauza că nu au fost de acord cu politica comunistă. Fiecare autor a greșit, indiferent de unde el era, din România sau din țările ex-sovietice, socialiste sau din Republica Moldova. Iar voi, eu m-am adresat la cei care au scris în comentariile lor că Druță susținea limba moldovenească. Iar voi îndrugați prostii, voi cei care astăzi vă dați de mari patrioți că nu sunteți de acord cu politica comunistă și de ce nu v-ați arătat patriotismul vostru în perioada sovietică. Și iată că doamna Iuliana Iustin Chetrar îmi scrie: cine și unde să iasă? Doamnă, eu am să citesc mai departe ceea ce am scris. Eu am scris foarte clar și să iasă în stradă, adică să protesteze în perioada sovietică, că ei vorbesc limba română și nu cea moldovenească, și că au fost
colonizați de ruși. Eu chiar aș fi curios să aud care ar fi fost soarta lor. Adică acelora care astăzi se dau mari patrioți și au îndrăznit să-l critique, să-l atace pe Ion Druțen. La care doamna Iuliana Iustin Chetrari îmi scrie: cred că dumneavoastră nu cunoașteți teroarea comunistă din vremea comunistă. Drept la psihușcă, ea îmi scrie. Drept la psihușcă nimerea acel om care se exprima drept despre ocupație, colonizare din partea rușilor și să protesteze contra sistemului care vorbeau de contra rușilor și vremurile staliniste. Eu doar am scris destul de clar că dacă cineva se exprima, el nimerea în casă de nebun sau se sinucidea sau era ucis de către sistemele secrete, de către KGB-iști. Însă, doamna, o să vedeți la sfârșit cine este ea, doamna, și am să comentez mai detailat. Eu i-am scris iarăși, eu o cunosc foarte bine. Citiți mai atent ceea ce am scris și dacă sunteți o doamnă deșteaptă, nu o să veniți cu replici ieftine. La ce doamna Iuliana Iustin Chetrari iarăși îmi scrie: hai, mai lăsați-mă cu filozofia voastră de doi bani și cu lipsa de bunul simț în a mă obliga de a fi de acord cu tine. Ești mai comunist decât comunistul. Dacă nu ești cu noi, ești contra noastră. Iată că ți-am dat o replică mai scumpă și te rog, lipsește-mă de atenția ta. Te rog, dacă ești un domn deștept. Doamnă, eu nu că sunt deștept, eu sunt un om inteligent. Și dacă dumneavoastră știți care e deosebirea dintre un om intelectual și un om inteligent și unul deștept, atunci eu aș fi spus că dumneavoastră n-ați fi venit cu această replică comunistă care a fost lansată în perioada când a venit Lenin cu ideile sale tâmpite, cu comunizarea, de a lucra toți în comun și de a schimba viața omului și de a o face mai fericită. Așa că în limba rusă se spune «Кто не с нами, тот против нас». Doamnă, Iuliana Iustin Chetrari, eu vă înțeleg destul de bine, dar eu am să comentez un pic mai târziu. La ce i-am scris: patrioți de-al de dumneavoastră am văzut foarte mulți și cred că dacă ar veni din nou rusul, o să vă schimbați foarte repede masca de pe față, așa cum a făcut-o Roșca. Și nu numai Roșca, dar așa cum au făcut-o foarte mulți. Fiindcă atunci, în anii 90, când s-a format Parlamentul, toți, absolut toți, au fost comuniști. Nici unul nu a trecut prin acea etapă de a nu fi octombrel, pionier, comsomolist sau comunist. Toți au fost, cu atât mai mulți, mai mult dacă această doamnă, Iuliana Iustin Chetrari,
a lucrat în domeniul pedagogiei. Și iată că ce-mi scrie ea la sfârșit. Asta de atâta că am scris mai sus, că am fost comunistă. Stați liniștit că nu am fost comunistă. Și aici vreau să spun un singur lucru. În psihologie este, da, chiar și filozoful Freud spune că cu cât mai mult vrei să te îndreptățești, cu atât mai mult ești mai mincinos. Adică spui minciuni. Adică a fost aceea cine ești. Că nu am fost comunistă, dar nu aveți de unde să mă cunoașteți. Personal. Doamne, nici n-am nevoie să vă cunosc. Eu din discuția pe care am avut-o, deja eu mi-am făcut impresia cine ați fost și cine sunteți. Mă cunoașteți personal, cum sunt eu de schimbătoare. Întrebați pe foștii mei elevi, pe foștii mei studenți, mai ales pe foștii mei colegi de breaslă, cum în anii 85-90 am luptat pentru renașterea națională. Dar de ce n-ați făcut lucrul acesta când ați fost studente? Până în 85. Dar în 85, ba chiar eu nu pot ca să cred că dumneavoastră nu ați fost comuniste. Și în 85, încă pe atunci mai exista forțele secrete, comuniste, KGB-iste, și eu chiar nu pot să cred că dumneavoastră n-ați fost comuniste. Asta e o minciună gogonată. Și am luptat pentru alfabetul latin, pentru tricolor, și independența de Rusia. În anii 90, când am fost declarată, când a fost declarată suveranitatea, o evreică bătrână mi-a spus: această doamnă, Iuliana Iustin Calendar, Chetrar, ea a fost și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. O bătrână evreică mi-a spus că să nu vă bucurați prea tare de aceste schimbări, că noi plecăm, iar dumneavoastră aveți încă mult de suferit. Și această bătrână a spus că monstrul nu este ușor din țară, nici din casă, chiar și din inimile noastre, dar va fi nevoie de răbdare, de luptă continuă. Hai să fim mai buni, că numai așa vom dobândi acele valori pentru care noi am luptat toată viața noastră activă. Astfel, știți proverbul: doi se ceartă, iar al treilea câștigă. Eu știu un alt proverb. Doamna Iuliana Chetrar, dacă tăceai, filozof rămâneai și nu ți demonstrai prostia dumneavoastră către alte persoane. Dumneavoastră v-ați deprins că dacă ați lucrat în domeniul pedagogiei, ca un elev să facă ceea ce spune profesorul, sau un student trebuie să facă ceea ce spune profesorul. Nici într-un caz studentul sau elevul nu trebuie să expună părerea sa. Așa că, doamna Iuliana Chetrar, fiți foarte atentă. Dumneavoastră faceți parte din acea categorie de profesori care ei dau numai ordin ca și deputații și restul trebuie să facă ceea ce spune profesorul. Și iată că eu aici scriu că sunt
profesori, doamna Iuliana Chetrare, în special pentru dumneavoastră, sunt profesori care știu. Dumneavoastră faceți parte din acei profesori care nu mai știu și care toți trebuie să le îndeplinească ordinele lor. Dar mai sunt și o altă categorie de profesori care cunosc și care știu. Dumneavoastră nu faceți parte din această categorie. Eu cunosc profesori universitari, cunosc profesori care lucrează la liceu, care ei într-adevăr cunosc și care ei știu meseria. Iar dumneavoastră nu mai știți. Și acești profesori care ei nu mai știu sunt profesori ieftini. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, o zi bună să aveți. Aveți grijă de voi și fiți foarte atenți cu cine discutați.